Vom face un pas mai departe. Ieri am văzut cum se dezvoltă sindromul metabolic și am văzut că o ramură importantă a sindromului metabolic este diabetul zaharat. De ce este important să înțelegem diabetul chiar dacă poate că încă nu avem diabet? Dar trebuie să conștientizăm că incidența diabetului s-a dublat în ultimii 10-15 ani. Deci este o boală cu o creștere foarte rapidă. Apare la vârste tot mai tinere. Dacă eu când eram în școală învățam că diabetul ăsta cel mai frecvent întâlnit de tip 2 apare după 40 de ani și îi spune diabet de maturitate. Acum l-am văzut și înainte de 20 de ani. Bine, acela este diabet de tip 1, dar la, la copii de cele mai multe ori. Dar apare și diabetul de tip 2 la adolescenți. Complicațiile caracteristice acestei boli scad agresiv calitatea vieții. Este, cum au zis unii, o boală foarte parșivă, pentru că uh, are o primă etapă de dezvoltare silențioasă, dar și când încep complicațiile, ce durere apar după aceea, nu le-ați dori nici dușmanilor. Cel mai mult ne doare afectarea funcțiilor cognitive. Tot mai multe studii fac această corelare între dezvoltarea diabetului, mai ales dacă este foarte deficitar controlat, și apariția tulburărilor neurocognitive. Pe de altă parte, îmbunătățirea radicală a stilului de viață oprește dezvoltarea acestei boli și poate induce reversia complicațiilor. Depinde la ce stadiu a Abordăm această atitudine radicală, îmbunătățire radicală. Ca să înțelegem diabetul, să ne aducem aminte un pic despre carbohidrate. Sunt cea mai bună sursă de energie pentru celule. Deci, pentru toate funcțiile lor, am văzut că celulele dispun de niște centrale energetice, mitocondriile. Și aceste mitocondrii cel mai bine funcționează cu glucoză. Creierul doar glucoză poate folosi ca sursă de energie. Ieri am accentuat acest aspect. Cea mai bună sursă de glucoză nu este zahărul, ci cereale integrale, fructe, zarzavaturi. Acestea când le consumăm trec prin tubul digestiv în stomac sunt măcinate și ajung în intestinul subțire. În intestinul subțire vin enzimele care acționează așa ca niște foarfeci, vor tăia Lanțurile lungi de polizaharide, cum este amidonul, în unitățile simple de glucoză, care vor fi absorbite. Aceste molecule de glucoză vor fi absorbite prin peretele intestinului, în vasele de sânge care se găsesc acolo, în structura vilozităților intestinale. Și atunci, ce se va întâmpla cu concentrația de glucoză în sânge? Crește. Dacă înainte de masă, concentrația de glucoză în sânge trebuia să fie sub 90 de mg la decilitru, acum, după ce am servit masa, pentru că s-a petrecut acest proces de digestie și absorție, concentrația de glucoză în sânge crește și acest sânge încărcat cu glucoză va ajunge la ficat pentru a continua procesul de metabolizare. Până la urmă această glucoză trebuie să ajungă în interiorul celulelor. Aici am desenat o celulă pentru că aici în interiorul celulelor sunt mitocondriile care ard glucoza și o transformă în energie. Marea problemă este acum cum poate să treacă glucoza din sânge în celule. Trebuie să treacă prin peretele celulare. Dacă luăm o bucățică din peretele celular și îl punem la un microscop de mare putere, vedem structura peretelui celular. Vedem că el este făcut dintr-un strat dublu de grăsimi numit fosfolipide, numite fosfolipide. Grăsimile astea, stratul ăsta dublu de grăsimi, este impermeabil la glucoză, așa cum este impermeabil fâșul la ploaie. Și atunci cum va trece glucoza din sânge în celulă. Dumnezeu ne-a creat într-un mod extraordinar. A așezat în structura ce, acestui dublu strat de grăsimi din loc în loc proteine. Aceste proteine acționează ca niște canale de legătură între exteriorul celulei și interior. Deci ele sunt niște receptori care pot să preia anumite substanțe din sânge și să le treacă în celulă. Sau invers. De cele mai multe ori așa. da. În felul acesta există receptori specializați care să preia glucoza din sânge și să o transporte în interiorul celulei. Mai ales pentru mușchi. Treaba asta este foarte riguros controlată de acești receptori. Numai că în mod obișnuit, acești receptori sunt ca niște uși închise. Cine le deschide? Ne trebuie o cheie. Ce se întâmplă? După ce am servit masa, digestia, absorbția, crește glicemia, da? crește peste 90 de miligrame la decilit. 100, 110, 120. Această creștere a glicemiei stimulează în pancreas niște celule speciale așezate sub formă de insule care fac un hormon. Fiind făcut de insule, hormonul a fost numit insulina. E o proteină care acționează ca o cheie care va trece pe la celule și activează receptorii, ei să se deschidă și din poziția închis să treacă în poziția deschis. Să preia glucoza și să o treacă în interiorul celulei. Cam asta se întâmplă acum, cei care am servit masa. Da? La ora asta, pancreasul pune insulină în sânge, cheia care să deschidă celulele, receptorii, da? ușile, și glucoza să intre în celule. În celule. Acolo e nevoie de ea. Fie să fie stocată, da? sau să fie arsă și să rezulte energie. Dacă glucoza tot va trece în celule, pământ, ce se va întâmpla cu concentrația de glucoză în sânge? Va scade. Mai crește numai... Deci ca timp de două ore după ce am terminat de mâncat, zicem, dacă am terminat de mâncat pe la șapte jumate, da? până pe la nouă jumate tot crește, crește. Dar pentru că între timp pancreasul lucrează cu toate motoarele duduind, da? pune destule insulină care deschide ușile și treptat glucoza intră tot mai mult și atunci graficul, după ce atinge un vârf la două ore, după aceea concentrația de glucoză începe să scadă pentru că a intrat în celule până ajunge iar sub 90 de miligrame la decilitru. Când a ajuns sub 90 de miligrame la decilitru? Pancreasul își oprește secreția de insulină. Insulina care mai era prin sânge dispare, e metabolizată și ușile se închid la loc. Da? Și în felul ăsta rămâne o porție de glucoză în sânge undeva între 60 și 90 de miligrame la decilitru oare de ce rămâne porția asta de glucoză în sânge ca să aprovizioneze creierul. Creierul nu poate folosi altceva decât de, decât glucoză. Dacă glucoza în sânge scade prea tare, creierul nu mai are cu ce să lucreze, atunci ne simțim așa de slăbiți și chiar amețiți și mai mai să cădem. Sunt stările de hipoglicemie, hipo mai jos, sub da. Deci, cam așa ar trebui să funcționeze adecvat metabolismul glucozei. Când scade prea tare glicemia, atunci pancreasul face un alt hormon. De data asta, celulele alfa din acele insule fac un hormon numit glucagon, care scoate glucoza din depozite și o pune în sânge, pentru ca directorul să aibă cu ce să lucreze să fie la datorie, să-și îndeplinească responsabilitățile. Ce necazuri ar putea să apară în acest mecanism? Păi un mare necaz ar fi dacă n-aș avea cheia de la ușa asta. Asta se întâmplă în diabetul zaharat de tip 1 la copii, când un proces autoimun, niște anticorpi făcuți greșiți, care în loc să se lupte cu dușmanul, îndreaptă armele împotriva propriilor celule. În cazul de față, chiar împotriva celulelor beta, producătoare de insulină. Sau un virus distruge aceste celule beta. Deci fie un proces autoimun, niște anticorpi greșiți, sau un virus. Este rar întâlnit diabetul zaharat de tip 1, cam 10% din cazurile de diabet. La acești copii n-ai altă soluție decât să le dai cheia care se deschidă ușa. Altă soluție nu există. Da? Dacă nu mai face pancreasul, atunci trebuie, trebuie să le odăm din afară, prin injecții. Ce am observat, am avut și noi de când lucrăm aici câțiva copii cu diabet de de tip 1, ce am observat la acești copii este că dacă ei au o dietă sănătoasă și fac mișcare după fiecare masă reușim să le menținem glicemia bună cu doze mult mai mici de insulină decât făceau acasă. Totuși, un anumit număr de unități era nevoie pentru că numai a insulina poate să deschide acești receptori. Nu avem o altă soluție. Da? Acum sper că studiile marilor universități vor vrea să se concentreze, să găsească modalități de regenerare a celulelor beta. Stare palide studiile care s-au făcut până acum, se pare că profitul de pe urma insulinei e așa de bun că reușește să țină liniștite aceste studii care Concluzia mea este, ce am putut să văd, este că eu cred că aceste celule beta ar putea să fie recuperate, ar putea să fie regenerate. Depinde acum de situația fiecăruia. Dar star năcăjit când de atâția ani caut să văd studii în sensul acesta, dar e aproape liniște, liniște. Da. Cei mai mulți diabetici sunt de tip 2. 90% din cazurile de diabet sunt de tip 2. Așa cum vă spuneam, dacă înainte îl numeam diabet de maturitate, că apare după 40 de ani, acum citeam că Asociația Americană de Pediatrie i-a convocat pe pediatrii din Statele Unite la un congres ca să le atragă atenția că la ora actuală, la copii, dar mai ales la adolescenți, în loc de diabet de tip 1, vedem tot mai frecvent diabet de tip 2 și abordarea este altfel. Dacă acolo știm că ne trebuie neapărat insulină, din coace știm că stilul de viață joacă rolul esențial. De ce? Pentru că în diabetul de tip Doi, practic, principala problemă care apare, cel puțin în prima etapă a bolii, nu este lipsa cheii care se deschidă ușa a insulinei, ci faptul că receptorul nu răspunde la acțiunea insulinei. Ca și cum aș avea cheia de la ușa aceea, o bagă e cheia bună, numai că atunci când vreau să o învârt, nu merge. Ea l-a stricat, i-a sărit un arc, s-a ruginit, a înțepenit. Cert este că eu cu cheia bună în mână nu pot să deschid ușa. În medicină aceasta se numește rezistență la insulină. Și este considerată ca fiind problema esențială în acest proces. Um, această rezistență la insulină este cauzată, are aceleași cauze ca și sindromul metabolic. Deci, practic, e socotită parte componentă a sindromului metabolic. Și atunci, care va fi principala cauză a rezistenței la insulină? Grăsimea depusă în ficat și pancreas. Ține minte? Mai sunt și alte cauze dar statistic vorbind, de departe, aceasta este cea mai frecventă cauză. Deci, această steatoză hepatică, pancreas gras, care a survenit ca urmare a dietei bogate în grăsime animale, da? tot ce înseamnă mezeluri, carne, lactate, uh, grase, telemeaua, cașu, 40-50% grăsime. Uh, și dulciuri rafinate. Zahărul, acum când au scormonit în arhive, au descoperit că prin anii 1960 Cercetători de renume de la Harvard au fost plătiți cu bani grei ca în studiile care le publică să muteu accentul, nu să zică minciuni, dar numai așa să, să prezinte lucrurile într-un mod neechilibrat. Și să rezulte din ceea ce zic ele că principalul Vinovat sunt grăsimile animale. Și să ia accentul de pe zahăr. Și știu că eram prin anii 91-92, eram în Statele Unite, făceam studii ca să mă întorc să lucrez aici, să ne, ne pregăteam în centre de sănătate ca și acesta, care funcționau acolo în Statele Unite de mult timp. Și Aveam acces la literatura de ultimă oră, la studiile publicate și rapoartele, chiar Ministerul Sănătății din Statele Unite, și știu că foarte clar se scotea în evidență că zahărul e de. concluzia era că zahărul e de-a dreptul inofensiv. Dar dușmanul mare sunt grăsimile animale. Da, grăsimile animale, e clar, aceea nu mai era ceva ce se putea. Așa. Voila! Acum ne dăm seama că zahărul este și mai periculos, nu numai prin modul în care crește grăsimile în organism, trigliceridele, dar acțiunile asupra centrilor nervoși din creier și produce adicție, la fel ca și substanțele care le numim droguri. datorită acestei realități, deci acum sunt atât de multe studii care arată cât de rău este zahărul, încât aceasta deja afectează producătorul de dulciuri. El trebuie să găsească o soluție. Și-a găsit-o. Se numește fructoză. nu e așa că sună bine? Când zicem fructoză, ne ajută, parcă ne face să ne gândim la, la fructe. Da, în fructe se găsește ceva fructoză, dar într-un anumit context în care e foarte bun pentru organism și alta este să obții fructoza, da? cum se obține în procesele astea industriale, și să o pui cu nemiluita în aceste dulciuri. Cercetătorii au scos în evidență o realitate. Pe de o parte, producătorul e foarte favorizat de fructoză. Pentru că el dacă nu mai pune zahăr, pune fructoză, are deja voie, legal, să scrie pe etichetă fără zahăr. Pentru că e realitate, nu? Nu a pus zahăr, a pus fructoză. Și nu e așa că deja ne-a câștigat inima când vedem acolo scris pe etichetă fără zahăr și la altul vedem că e cu zahăr pe care o să-l alegem. Păi ăla fără zahăr îl alegem. Dar studiile scot în evidență că această fructoză consumată în cantități mari în timp îngrașă și mai tare ficatul, produce rezistență la insulină și mai agresiv și în același timp inhibă centrul sațietății în hipotalamus, în creier. Consecința? Mănânci, mânânci și nu te mai saturi. Și când te mai gândești că mai este și fără zahăr, păi măi frate, ăsta este desertul ideal. Și sănătos, nu? Fără zahăr. Și așa de gustos și nu te mai saturi. Și reclamele profită de acest lucru și cam așa le fac în genul ăsta, că își smulg unii de la alții că e atât de apetisant că comportamentul devine incontrolabil. Da, el știe, producătorul, că dacă l-a făcut pe la mic, dependent de dulciuri, și-a asigurat clientul pe. Ani buni. Deci este o acțiune foarte bine, bine gândită. Lipsa de mișcare creștem foarte mult rezistența la insulină. În condițiile în care stăm și stăm la birou, în mașină, ore întregi, ușile devin tot mai insensibile la acțiunea insulinei. Fumatul și alcoolul de asemenea, dar foarte mult afectează stresul prelungit, concretizat în dezordine în program, culcatul la ore târzii. Diabetul vom vedea cât de rău strică arterele, mâine vom discuta despre aceasta, dar strică și nervii și rinichii. E adevărat, cu cât este mai prost controlat, de unde știu cum evoluează diabetul? Măsurarea glicemiei constituie un indicator. Știm că ideal este să fie mai mică de 90 de mg la decilitru, măsurată dimineața, înainte de masă. Când găsesc valori între 100-125, deja este prediabet. Iar dacă în două dimineți găsesc valori mai mari de 125, se pune diagnosticul de diabet. Acum ați văzut că glicemia în sânge în continuu crește, nu? dacă mâncăm, apoi scade, dacă intră în celule sau efortul fizic o consumă. Deci ea este într-o continuă mișcare. Așa că atunci când măsor o glicemie, este ca și cum aș lua un videoclip de câteva secunde dintr-un film de două ore. Îmi spune ceva, dar foarte puțin. Așa că specialiștii au trebuit să găsească o altă analiză care să redea mult mai obiectiv situația metabolismului glucidic. Și-au găsit. Această analiză se numește hemoglobina glicozilată, care redă media glicemilor pe ultimele 2-3 luni. Ideal este să fie mai mică de 5,5%. Dar vedem că pe măsură ce crește glicemia, hemoglobina glicozilată, ea ne redă valori tot mai mari ale glicemiei. Dacă găsim 7, înseamnă că media glicemilor a fost undeva în jur de 150, la 8, 183 și așa mai departe. Da? Deci, ideal, hemoglobina glicozilată să fie mai mică de 5,5. Dacă găsim între 6 și 6,5, este prediabet. Iar dacă găsim mai mare de 6,5, sigur este diabet. Cu 6,5 deja am depășit pragul, 130-140. Deci, pe diabetici îi sfătuiesc Măcar odată la trei luni, chiar și la două luni, o analiză de hemoglobină glicozilată este cea mai obiectivă pentru a reda realitatea evoluției uh, metabolismului lucidic. Hemoglobina glicozilată. Am avut foarte mulți diabetici aici la centrul de sănătate 21 de ani aproape cred că au fost mii de diabetici. Mi-aduc aminte că la un moment dat am avut un caz care părea disperat. Nu era foarte în vârstă, încă n-avea 60 de ani, 50 și ceva de ani. Glicemiile lui erau foarte mari în ciuda faptului că lua trei medicamente siofor, diaprel și încă ceva date la doze maxime și în fiecare zi 160 de unități de insulină. Cu toate astea, glicemia lui dimineața era undeva în jur de 250-300. Când i-am făcut hemoglobina glicozilată, i-am găsit-o 14. Ce reflecta această hemoglobină glicozilată? Că în ultimile două luni, înainte să vină aici, hemoglobina lui fusese în jur de 350-400. Glicemia. Deci, asta în condițiile în care lua mai tot ce se poate lua. O tensiune foarte mare, probleme și la inimă în situația aceasta, ateroscleroză, cardiopatie ischemică, neuropatie. În situația asta, ce să-i mai dai? Diabetologii deja ridicaseră mâinile. I-au dat tot ce au avut. Când a venit aici, a început cu dieta așa cum o serviți, și mișcare, fiecare zi. Și a doua zi, mai mult decât în ziua precedentă. Și tot așa, de la o zi la alta, și în fiecare dimineață îi măsuram glicemia și o găseam mai mică. A scăzut sub 200, 180, am, am început să scădem din dozele de insulină pentru că făcea hipoglicemii. Îi scădea și foarte tare. I-am tot scăzut, i-am scăzut și din dozele de medicamente și scădea și glicemia. Până la sfârșitul sesiunii a ajuns cu o glicemie în jur de 100 și mai făcea 30 de unități de insulină din 160. Și din cele trei medicamente mai lua unul. A plecat acasă și a rămas că revine la control după două luni. Vine, se vedea pe el că acasă învățase lecțiile de la Hergelia. Că deja aici povara era mai, mai mică. Și mi-a zis, domnul doctor, să știți că m-am ținut, am ținut de, de program. În gândul meu, lasă că vedem noi hemoglobina glicozilată, ca asta ne spune. Știam că cea de două luni înainte fusese 14. Când o facem pasta acum? 7. Mm -hmm. În două luni. M-am bucurat mult pentru el. Se vedea pe el că prinsese putere și viață. Da. Deci, în concluzie, ce avem de făcut? Exercițiu fizic adecvat. Progresiv începem la nivelul la care putem, dar creștem. Evaluarea obiectivă e foarte importantă, am văzut cu acesta pentru unele persoane, pentru că mulți îmi spun, domnule, doctor, dar să știți că eu mă mișc așa, nu, nu, nu stau. Da, da, dacă am pune un pedometru, așa la curea, am putea să evaluăm mai precis ce înseamnă acea mișcare. Și să urmărim, să vedem că într-adevăr este o progresie de la o zi la alta. Nu e mare lucru un pedometru, câteva zeci de lei. Dar poate să constituie un, un indicator foarte uh, obiectiv. Pentru diabetici e foarte valoros exercițiul fizic după masă, ca să ajutăm folosirea glucozei în arderile energetice din mușchi. De asemenea, încălțămintea adecvată pentru diabetic e foarte important. Nu cumva să-i facă rosături, pentru că de regulă el are probleme și cu neuropatia și cu arteriopatia. Și o rană, pe un asemenea teren, poate să însemne o mare dandana. Trebuie piciorul protejat cu mare grijă. Mare grijă. Și bineînțeles, ținut cont și de celelalte probleme. Dacă este are și probleme cardiovasculare sau hepatice, trebuie ținut cont. Ce fel de exercițiu se potrivește cel mai bine. De asta v-am împărțit aici pe grupe. Vom mai discuta despre dietă. Veți primi fiecare dintre dumneavoastră un ghid dietetic calculat în funcție de vârstă, greutate, înălțime cât stați aici, calculăm pentru fiecare și la plecare vrem să vă oferim acest ghid ca să știți exact acasă ce să puneți pe masă dimineața, la prânz, seara. E foarte benefic pentru diabetici ca două zile pe săptămână să limiteze și mai drastic numărul de calorii, îi zice dieta care mimează postul. Ce înseamnă practic? ca din ceea ce primiți pe ghidul dietetic, dimineața, în acele două zile care le alegeți dumneavoastră, da? dimineața să fie numai fructe cu nuci și semințe, iar la prânz numai zarzavatul cu nuci și semințe. Atât. Poate să fie o salată mare. Aceea are calorii puține, dar în schimb are fibre multe. Vom vedea cât de importante sunt fibrele. Deci vă rog, țineți minte acest lucru. Două zile pe săptămână, da? Dimineața doar fructe în cantitatea recomandată pe ghid cu nuci și semințe. Iar zarzavaturi la prânz împreună cu nucile și semințele. De asemenea, e foarte important că fiind aici, dumneavoastră puteți să vedeți cum să pregătim cât mai sănătos hrana, și să vă gândiți, ajungi acasă, unde veți găsi aceste alimente sănătoase, să vă aprovizionați la timp, să nu rămâneți niciodată în lipsă ca să fiți cumva tentați să vă întoarceți da? la vechile obiceiuri culinare. Trebuie, trebuie bine susținute și aprovizionate aceste obiceiuri noi. Să identificăm piedicile și în același timp să găsim soluții. Nu mănânc de obicei masa de prânz acasă. Bun, ce fac pentru asta? Cum mă pregătesc? Cum procedez? Ce iau cu mine? Sau, 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 da? Când merg la restaurant, cum procedez? Ce cer? La ce restaurant merg? Merită, merită. Pentru sănătatea noastră merită să găsim soluțiile cele mai practice. Și, de asemenea, program ordonat culcare cel târziu la ora 22, vom avea un curs pe tema aceasta și veți înțelege cât de important este, ore regulate de masă și planificarea activităților de relaxare, care să fie complementare activității profesionale care o desfășurați. Da, deci acestea sunt principiile de bază în managementul diabetului și trebuie să ne gândim serios pe termen lung cum facem ca să oferim organismului cele mai bune condiții. Mâine vom discuta despre um, efectele sindromului metabolic asupra vaselor de sânge, la inimă, la creier și să vedem ce repercursiune are. Vă mulțumesc pentru atenție!